Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Fii și tunic ușor. Sistemul garanție-returnare funcționează de o săptămână. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, în zilele de 24 decembrie și 31 decembrie, datin și obiceiuri strămoșești. Este vestea transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu mint și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie de la ora 10 pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente, să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi, Doamne ajută, a spus primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie de la ora 17, ne vedem în piață. În piațeta Catedralei, exact. La un frumos spectacol de Crăciun, dedicat nașterii Domnului. Da. Cei mici vor primi dulciuri dacă au fost ascultători. Că... cei cu minți, bineînțeles, toți, cei cu minți. Așa este. Bun, mai au timp să se cumințească între timp, care n-au fost cu minți până acum. Da, da. Și părinții răbdători vor primi vin. Dar cei cu minți cred că au primit și de Sfântul Neculae azi noaptea, seară, când și-au făcut ghetuțele. Cu siguranță. Copiii Onești sunt cuminți. Copiii la Onești sunt cuminți. Da. Așa, și pe 31, 31, la ora 10, conform tradiției, în parcarea din fața primăriei, așteptăm cetele de urători. 31, seara... după ora 24. Ne dați întâlnire, ne chemați la ce oră să venim? Înainte de ora 24, puțin. Deci ora 11, 23. 23:45. 23:30, că noi suntem punctuali, venim un pic mai repede să ocupăm loc în față. Va fi un spectacol de neuitat. Așa îmi doresc. Cu siguranță și va ieși așa. Eu zic că va ieși. Eu zic că lucrurile se vor așeza conform planului. Va ieși pentru că... dacă ați reușit să faci un spectacol de Crăciun cu bani, cu cheltuieli minime de la bugetul local, adică spre deloc. Da, în noaptea de Revelion facem cu cheltuieli mărișoare, dar pe măsură. Pe măsura bucuriei care o vom oferi oneștenilor. Și pe măsura catedralei, piațetei catedralei, pentru că... totuși, da. E un proiect de anvergură aici, s-au băgat o grămadă de bani ca să iasă așa, nu? Deci merită un spectacol tot la fel. Nu. Nu mă refer ca nivel. Nu neapărat. Bun. Sărbătorim asta, dar spectacolul este oferit oneștenilor. Așa este. Un mesaj, dacă e domnule primar, nu știu dacă ne mai vedem până de Crăciun sau... Da, în primul rând ne-am vedem, ne-am văzut de Sfântul Neculai, vedeți? Da. Patronul înainte, Oneștiului. Înainte de a... transmit un mesaj pentru finalul de an, vreau să transmit un mesaj celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Toți Nicolae, Nicoleta, Nicu, toți ce poartă Nico. Numele Sfântului Patronului orașului nostru, Sfântul Nicolae, tot ce își doresc, un sfârșit de an călduros alături de familie și un an nou mai bun. O nouă ediție a proiectului inițiat de protopopiatul Onești, sugestiv intitulat Fii și tunic ușor. Luni 4 decembrie, în jurul orelor prânzului, echipă de la protopopiatul Onești împreună cu preotul protopop Ioan Vârgăoanu au poposit la Târgu Ocna în cadrul acțiunii. Aproximativ 400 de încălțări, 400 de șosete, 400 de gogoși și peste 200 de kilograme de mere au fost dăruite celor necăjiți. Este proiectul Fii și tunic ușor, este o mulțumire pe care o aducem în primul rând lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh Nicolae care ne-a ajutat și iată, distribuim și în centrul acesta un număr important de ghetuțe, papucei, sosete și îmbrăcăminte
și ne rugăm ca Dumnezeu să primească această jertfă a celor care ne-au sprijinit. Și anul acesta am fost prezenți în locul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și toate aceste lucruri au fost posibile pentru că părintele nostru arhiepiscop ne-a ajutat ca să putem să avem această bucurie în sufletele noastre prin darul oferit celor care sunt și în centrul acesta. Ce bucurie poate fi mai mare decât cea să poți dărui? E mai fericit a da decât a primi. Așa și este. S-a pus în practică acest lucru. Nu pot să vă exprim în cuvinte emoțiile pe care le simți atunci când vezi lumina din ochii lor și că în sfârșit primesc o pereche de încălțăminte nouă de iarnă în care pot... Și șosete. Exact. Și pe care pot să o așeze, să aștepte și pe Moș Nicolae cu daruri. Noi nu le-am adus doar încălțăminte, le-am adus și mere, le-am adus și gogoși, gogoșa bucuriei la gheata bucuriei lui Moș Nicolae. Nu e prima dată când veniți aici. Nu este prima dată și încercăm să acoperim pe cât posibil toate centrele sociale de pe raza municipiului Ionesc și Târgu Ocna. Este acest proiect Fii și Tunicușor, prin intermediul căruia am reușit să cumpărăm peste 350 de perechi de ghetuțe. Se mai adaugă dulciuri, se mai adaugă și alte pachetele, pentru că na, sunt semenii noștri și sunt responsabili pentru ei, sunt ai noștri și avem grijă de ei. Campania de întrajutorare a fost demarată în urmă cu mai mulți ani. Într-o acțiune emoționantă realizată de protopopiatul Onești prin părintele protopop Ioan Bârgăoanu și iată multă bucurie aici printre beneficiari. Foarte mulți au stricat, a venit Moș Nicolae. Aș spune că e o bucurie în stare pură. Sunt suflete curate care în fiecare an au primit cu multă, multă bucurie și căldură atât binecuvântarea părintelui cât și cadourile pe care le face în fiecare an atât de Paște cât și de Crăciun. Deci, practic, e o bucurie care cu tradiție, ca să zic așa, fiind un obicei al protopopiatului Onești de ani de zile. Este un parteneriat care funcționează în condiții foarte bune din punctul nostru de vedere. Aveam toată deschiderea, avem nevoie de lumina și de mesajul cald pentru suflet al acestor beneficiari și le suntem sinceri recunoscători. Dacă mi este permis mie numele celor care primesc an de an aceste daruri. Și o mulțumire, dacă e acum pe final, pentru că iată a venit Moș Nicolae mai devreme un pic, poate va veni și chiar în seara de ajun, dacă își pregătesc ghetuțele. Cu siguranță moșul a fost și va fi în continuare generos și cu cei mai puțin fericiți ai sorții. Alți 14 copii din Onești din cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România vor primi de Moș Nicolae câte o pereche de încălțări, alături de dulciuri, dar și sucuri. Pentru că luna decembrie este luna în care ar trebui să fim mai buni, mai generoși cu semenii noștri și să-i ajutăm în măsura posibilităților, deputata din partea Partidului Național Liberal Comăneșteanca Cătălina Ciofu a transmis public un îndemn la generozitate. În România sunt încă milioane de oameni care se încălzesc la gura sobei, nu puțin întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu lemne de foc. Pentru cei mai vulnerabili dintre ei, Ministerul Energiei, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, lansează campania Case cu Căldură. Cu ocazia acestor sărbători de iarnă, putem dona nu doar haine, jucării sau dulciuri, ci și lemne de foc pentru românii, care au mare nevoie de sprijin. Cu susținerea unor companii care au răspuns apelului nostru, ne dorim să furnizăm lemne pentru întreaga iarnă pentru minim 1000 de gospodării. Sistemul garanție returnare a intrat în vigoare de o săptămână. Sistemul de garanție returnare sau SGR a devenit funcțional în România de o săptămână, ocazie cu care țara noastră deține cel de-al doilea mai mare sistem de acest fel din Europa după Germania, din punct de vedere al numărului de ambalaje procesate. Practic, din 30 noiembrie 2023, românii care vor plăti o garanție de 50 de bani atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată, respectiv apă, băutură, coritoare, etc., de la un comerciant, pot să returneze ambalajul la unul dintre punctele de returnare organizate de către comercianți, ocazie cu care vor primi pe loc valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționați de prezentarea bonului. Nu avem probleme majore, nu avem alte probleme decât cele pe care le anticipam. Așa cum am spus și în trecut,
în această lună, tocmai pentru că există stocuri consistente, fie la producători, fie la distribuitori, fie la magazinele mai mici sau mai mari, deocamdată le epuizăm pe acestea, iar ambalajele SGR, ambalajele aferente sistemului garanție-returnare, probabil că vor începe să apară pe rafturi în a doua jumătate a lunii decembrie, urmând ca în perioada primăverii să ocupe din ce în ce mai mult spațiu în magazine, până la vară, când teoretic ar trebui să avem doar ambalaj SGR. De la 1 iulie, doar ambalaj SGR? De la 1 iulie, de la 30 iunie, mai bine spus. Se năspresc condițiile la Oneș pentru cei care au animale de companie și care nu respectă legislația în vigoare. Informația a fost transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul emisiunii 24 de ore. La cei care au animale de companie nu este nevoie de plăcuțe, pentru că se știe că cei care au animale de companie trebuie să aibă punguțe să strângă excrementele după animaluțele de companie. Chiar am avut discuții cu șeful poliției locale, vom schimba regulamentul, vom înăspri amenzile și poliția locală va verifica treaba asta în perioada următoare. Ne-am mai liniștit, putem în perioada următoare, după modificarea regulamentului, să aplice sancțiuni celor care nu au la ei punguță, care au animalul de companie cu ei și nu au punguță. Acum e ca un avertisment, așa, atenționăm cei care ies cu animăluțul în piațetă, nu-i nicio problemă. Nu în piațetă, peste tot. Pe domeniul public trebuie să aibă punguță. Altfel nu risc amenzi. Cu siguranță risc amenzi și se vor aplica amenzi. Deci e bine să fim prudenți și să respectăm legea, că de fapt legea există, nu e clară, inventăm noi nimic. Există în toată lumea, nu s-a inventat la Onești, nu s-a inventat în România, este lege la nivel internațional. Nu e pusă în aplicare sau... Nu s-a focusat foarte tare, dar va exista în perioada, cel puțin în primăvară, când se va relua, dar și pe timpul iernii, nu încape discuție. Poliția locală se va concentra, se va focusa și pe această problemă. Odată ce am făcut frumos, ne dorim să păstrăm frumos. Corect, și copiii să se joace în condiții bune și toată lumea, dacă e să fie în curățenie așa. E normal ca fiecare să aibă animalul lui de companie, să îl iubește, animalele, dar trebuie să ținem cont și de ceilalți. Respectul față de cei din jurul nostru, corect. Cetățenii. Școala de studii doctorale a Universității Vasile Alexandri din Bacău a găzduit în perioada 28 noiembrie-5 decembrie susținerea publică a 4 teze de abilitare, dintre care 3 aparțin unor titulari ai universității. Astfel, pe 28 noiembrie, conferențiar universitar dr. Inginer Narcis Bărsan a prezentat teza intitulată Studii și cercetări cu privire la procedeele și tehnicile de epurare a apelor uzate și de tratare a nămolurilor. Pe data de 5 decembrie au avut loc prezentările tezele de abilitare, studii și cercetări cu privire la procesul de autoepurare și epurarea solului, elaborată de conferențiar universitar dr. Inginer Alexandra Danachi Țimuș, studii și cercetări cu privire la managementul integrat al deșeurilor, elaborat de conferențiar universitar dr. Inginer Emilian Florin Moșneguțu și contribuții privind dezvoltarea unor metode sustenabile de obținerea unor compuși biologic activi și pentru valorificarea biomasei vegetale, elaborată de conferențiar universitar dr. Bianca Furdui, titular la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Comisiile de abilitare au avut în componență specialiști de prestigiu în domeniul ingineria mediului, profesor universitar dr. Inginer dr. Honoris Causa Valentin Nedef și profesor universitar dr. Adriana Luminița Fânaru de la Universitatea Vasile Alexandri Bacău, profesor universitar dr. Maricel Agop de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, profesor universitar dr. Ioan Sandu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, profesor universitar dr. Florentina Daniela Munteanu de la Universitatea Aurel Vlaicu Arad și profesor universitar dr. Rodica Sturza de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău. Numărul cercetătorilor abilitați în domenia ingineria mediului cunoaște o creștere în regiunea Moldovei, ceea ce definește premizele formării inițiale și continue pentru cât mai mulți specialiști în acest domeniu, specialiști care își pot aduce contribuția la abordarea cât mai eficientă a provocărilor de mediu. Miercuri 29 noiembrie la Centrul de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna a avut loc vernisajul expoziției fotodocumentară opera marelui inginer Angel Salini. În lumea
Lumina Culturii, opera lui Angel Salini, valori și modele naționale în educația românească. În deschiderea evenimentului, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciobotaru, a mulțumit invitațiilor de marcă care au venit la eveniment. Într-un timp foarte scurt am reușit să producem un eveniment cu emoție, cu istorie, cu inginerie, cu frumos, cu artă, cu oameni care au scris istorie, care au creat istorie. Iată că a făcut bunul Dumnezeu ca Târgu Ocna să fie așezată lângă localitățile de valoare a României și la evenimentul nostru de astăzi, mă bucur că suntem prezenți atât de mulți, chiar dacă este o zi de lucru și precedent al unui weekend puțin prelungit cu mari sărbători naționale și religioase, dar avem un eveniment care se numește În Lumina Culturii, opera lui Angel Salini. Știm cu toții că acest mare om al României, acest inginer, a construit lucruri durabile, lucruri care au rămas în timp și pe noi ne emoționează, dar cred că totodată ne responsabilizează, pentru că acest om a lăsat mărturii și la Târgu Ocna. Și o să vedem în prezentarea de astăzi că lucruri care au fost inventate de mintea și de gânduri și de desenele pe care le-a propus, au lăsat mărturii alături de alte localități mari din Târgu Ocna, ceea ce ne onorează pe noi. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici, la Târgu Ocna, apropo de întâmplări, chiar acum vreo 2 sau 3 ani, soția îmi spunea, zice, uite, n-am fost la Sânic Moldova și n-am fost la Târgu Ocna. Așa, hai să ne facem un concediu acolo. Și am urcat în mașină și am venit aici cu mare drag. Am găsit o zonă primitoare, o zonă foarte frumoasă, o zonă încărcată de istorie, încărcată de simboluri, încărcată de, de românism, pot să spun. Deci peste tot găsim ceva realizat prin forțele noastre, de către oamenii noștri și cu sufletul nostru aici unde ne aflăm. Ca o mică paranteză pot să vă spun că în timpul liber îmi place să fac și fotografie feroviară în peisaj. Și chiar i-am promis soției că o să mai venim, pentru că toată această linie de la Târgu Ocna și până la Ghimeș este opera inginerilor români la care și-a adus aportul și inginerul Angel Salini. Deci este o zonă foarte, foarte bogată din punct de vedere al subiectelor. Acum să revenim. Angel Salini a fost un inginer. Ce face un inginer? Eu vă spun că eu sunt de profesie inginer, dar încerc să mă transpun în personalitatea inginerului Angel Salini. Ce face un inginer? Un inginer trebuie să găsească soluții. Există niște probleme. Cum rezolvăm aceste probleme? Inginerul este cel care vine cu soluția. Așa se face. Se realizează acest obiectiv și apoi toată lumea beneficiază de urma realizării acestui obiectiv. Acum, dacă stăm să ne gândim, bogățiile României, vorbim de 1800 și ceva, deci după 1870, bogățiile României trebuiau să fie exportate. Sarea putea fi vândută celor din jur, dar ca să poată să beneficieze și să prospere zona, trebuia să ajungă la Dunăre, trebuia să ajungă în alte zone pentru a putea fi vândută și în felul ăsta banii să se întoarcă aici în comunitate pentru a se putea dezvolta. Așa este și sarea, așa este și petrolul, așa este și cărbunele și așa mai departe. Pentru asta, cu siguranță, exista mina de sare. Dar problema se punea de transport. Cum facem să transportăm această sare de la mine până pe un vapor care să ia calea Europei? Și atunci, până în 1884, această sare era cărată cu căruțele, cu care. Dar, în 1884, sub un mare inginer Angel Salini, în colaborare cu alți ingineri, pentru că nu a fost un singur specialist care s-a ocupat de această linie de cale ferată, a ajuns calea ferată, deci în 1884, la Târgu Ocna. Tocmai pentru a putea facilita transportul acestei sări. Dar, și aici o să fac legătura cu ingeniozitatea inginerului Salini, dar această sare trebuia transportată de la locul de extracție, din mină, până în vagoane. Trenul putea transporta o cantitate foarte mare repede, din mină se scotea suficientă sare, problema era de transport între mine și vagon. Și acum o să fac o mică paranteză. Cum au apărut căile ferate? În Anglia era cam aceea situație. Se exploata foarte mult cărbune, erau foarte mulți cei care vreau să cumpere cărbune,
și lanțul se rupea între mine și cei care vreau să cumpere. Și atunci englezii s-au gândit să inventeze o mașină care să poată să transporte mult mai mult de unde se exploatează până unde se cumpără. E, trecând peste această paranteză și revenind la Târgu Ocna, calea ferată a ajuns în 1884 în gara la Târgu Ocna. Exista un magazie de sare unde se aducea sarea cu carele și era încărcată în vagoane. Dar trebuia scoasă din puț, încărcată în care, transportată câțiva kilometri până la gara și apoi din nou descărcată și încărcată în vagoane. Aici era o problemă. Și atunci a fost nevoie să se găsească o minte luminată, o minte care să poată să născocească ceva ca să simplifice și să ușureze munca. Și atunci a fost inventat, atunci a fost născocit de către mintea iscoritoare a celebrului inginer Angel Salin, acest teledinamic, sau american, cum se numea la vremea respectivă. Inaugurat în 1885, iată, deci la un an după ce s-a deschis linia de cale ferată la Târgu Ocna, acest teledinamic era practic un funiculat. Era ceva simplu, era construit pe niște stâlpi de lemn. Chiar aici, în sală, puteți să vedeți anumite detalii de la acest teledinamic, care ce făcea? Exact de la puțul de unde se scotea sarea la suprafață, era încărcat în acest teledinamic, care avea două cabluri. Un cablu pe care era susținută greutatea vagonetului cu sare, iar celălalt cablu folosea pentru mișcarea în lungul acestui cablu a vagoneților cu sare. Vagoneții cu sare ajungeau până în magazie la Târgu Ocna, în gară, unde direct din vagonetul care era scos din subteran, se vărsa în vagon. Iată, deci, sarea ajungea mult mai repede de la locul de unde se exploata până la locul unde începea să fie transportat. Sâmbătă, 2 decembrie, în biserica din inima Pământului de la Târgu Ocna, s-a săvârșit cu anticipație slujba hramului de iarnă închinat Sfintei Marii Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor. Biserica, amplasată în masivul de sare, a găzduit un eveniment spiritual deosebit, marcat de o participare numeroasă a credincioșilor, preoților și a turiștilor. O vreme mare din viața noastră, din păcate, atât de mult ignorate, adică sănătatea sufletului și trupului. Vă mărturisesc că sunt încântat, bucuros și în egală măsură emoționat să fiu astăzi aici. Am vizitat și m-am închinat și eu în acest loc de Dumnezeu așezat spre închinare, dar nu am crezut că vreodată am să slujesc Sfânta Liturghie alături de părinții care au fost rânduiți să vă fie aici povățuitori, alături de ceilalți dragi, apropiați și nobili slujitori ai Domnului care s-au alăturat în soborul de astăzi și așa cum e de la sine înțeles, trebuie să îi mulțumim înainte de toate lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru că ne-a binecuvântat și ne-a adunat aici ca să înțelegem încă și încă o dată cât de bine este și cât e de frumos să ne apropiem într-o sfântă liturghie de locul în care se săvârșește pentru noi și pentru mântuirea noastră minunea transformării, de locul așezat în ocrotirea și sub ocrotirea Sfintei Mare Mucenițe Varvara, pentru ca să îi aducem pioasă rugăciune, pentru ca să o rugăm să mijlocească prin rugăciunile ei, ca și nouă lumina să strălucească, nu doar înaintea ochilor, ci și în suflete și în inime, și pentru ca și noi să fim ocrotiți, pentru ca atunci când Pământul se va deschide, ca să ne primească pe fiecare dintre noi, însoțiți cu rugăciunile ei și cu multă iubire și nemăsurată milostivire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să putem să ne bucurăm de locul înspre care ne așteaptă Dumnezeu să ajungem încă de când ne-a invitat să fim oaspeți în această lume. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 9 decembrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de 0 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 6 grade Celsius. Duminică, 10 decembrie, cerul va fi parțial noros. Pe alocuri sunt zone unde se va înregistra ceață. Maxima zilei urcă până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 2 grade Celsius.
Luni 11 decembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu trece de 6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.